Această emisiune vă este oferită de Carrefour. Bună seara, prieteni, bine ați venit la încă o ediție a emisiunii Meet Milk, o emisiune realizată în coproducție de agenția Infogrup și postul de televiziune AgroTV. După cum știți, numele meu este Ilie Stoian, sunt directorul editorial al agenției. Țin să salut în mod special telespectatorii din Comuna Roșu, de lângă București, care ne-au scris la redacție și ne-au spus că nu scapă nicio ediție a emisiunii noastre. Acum vă rog să o Ascultați pe colega mea, Veronica Ursachi, aceea care vă va prezenta știrile Mid Milk. seara, prieteni! Sunt Veronica Orsache și ca de fiecare dată vă prezint știrile Meat Milk. Prezent la Bruxelles, domnul ministru al agriculturii, Petre Daia, s-a adresat Comisiei pentru Agricultură a Parlamentului European, solicitând ajutor în acțiunile României de a limita efectele negative ale pestei porcine africane care s-a extins în țara noastră. În alocuțiunea sa, domnul Petr Daia a afirmat România a dovedit și poate dovedi oricând că nu a dat boli nimănui, dar din nefericire a primit. De aceea România apelează la ajutorul financiar al Uniunii, acordat în baza regulamentului numărul 652 din 2014 și regulamentului numărul 1308 din 2013. În acest context solicităm sprijinul pentru instituirea de măsuri excepționale care vor include compensații pentru animalele ucise sau distruse din focare și din exploatații, pierderile suferite ca urmare a încetării producției de carne de porc pe o perioadă determinată, produsele de origine animală distruse, pierderile fermierilor generate de scăderea prețurilor pentru porcii din zonele afectate și trimiși la abator. De asemenea, ajutoarele vor viza și costurile operaționale legate de curățire, dezinfecție, transportul și distrugerea furajelor, inclusiv cheltuierile legate de ecarisare. Subliniem că 12 state ale Uniunea Europeană s-au solidarizat cu poziția României. Acestea sunt Letonia, Lituania, Polonia, Grecia, Bulgaria, Danemarca, Slovacia, Croația, Cehia, Ungaria, Germania și Franța. Începând din această săptămână, ANSVSA și Poliția de Frontieră au demarat acțiuni comune pentru a preveni răspândirea peste porcine africane. Conform unui comunicat transmis redacției Mit Milk, echipe mixte ale ANSVSA și ale Poliției de Frontieră, întreprind acțiuni comune, după cum urmează. La frontiera externă, intrarea în România a autovehiculelor care transportă animale vii se va permite numai prin punctele de trecere a frontierei, în care sunt organizate posturi de inspecție și frontieră de către ANSVSA. În situația prezentării la controlul de frontieră pe sensul de intrare în România, a autovehiculelor care transportă porci vii, personalul Poliției de Frontieră va informa direcțiile județene sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor în vederea efectuării controlelor sanitar-veterinare asupra acestor transporturi. În cazul în care sunt depistate transporturi de porci vii care nu corespund din punct de vedere al normelor sanitare-veterinare, vor fi sesizați imediat reprezentanții Poliției de Frontieră pentru a interzice intrarea în țară a respectivelor autovehicule. ANSVSA informează cetățenii care intenționează să tranziteze prin punctele de trecere la frontiere de la granița cu Bulgaria, cu privire la faptul că, pe teritoriul acestei țări, este interzisă intrarea din țări membre ale Uniunii Europene, precum și din țări terțe cu carne de porc sau produse alimentare care conțin carne de porc pentru consum propriu, iar mijloacele de transport care intră pe teritoriul Bulgariei sunt supuse dezinsecției. Almit News informează că guvernul Moscovit a decis extinderea embargoului asupra cărnii de porc și a produselor din carne din Uniunea Europeană. Făcând o declarație pe această temă, Vladimir Putin a argumentat că prelungirea va avea un impact pozitiv asupra sectorului rusesc de carne. Ca urmare, industria cărnii din Rusia și Uniunea Europeană încep să accepte interdicția Moscovei privind carnea și șeptelul european ca un fapt continu, președintele Vladimir Putin, prelungind embargoul existent la import de carne și alte produse alimentare către Rusia din țările occidentale și aliații lor până la 31 decembrie 2019. Un purtător de cuvânt al Kremlinului a afirmat că extinderea va avea un impact pozitiv asupra sectorului rusesc de carne, sporind atractivitatea acestuia pentru investitori. Investițiile în complexul agroindustrial al Rusiei ar putea ajunge în acest an la 9,4 miliarde de dolari. Dintre acestea, aproximativ 3 miliarde vor fi investite direct direct în fabricile ruse de producție și de prelucrare a cărnii. Acestea fiind spuse, aproape jumătate din acești bani ar proveni de la guvern, prin programe federale și regionale de finanțare. Dragi prieteni, acestea au fost tirile Mit Milk. Vă las în compania colegului meu, Ilie Stoian, pentru încă o ediție de mare interes a emisiunii noastre. Îți mulțumim, Veronica. Uh, mai avem încă un pas până când a intra în uh, emisiunea de astăzi, o emisiune cu totul și cu totul specială, penultima de dinaintea finalului primului sezon, uh, o emisiune care este dedicată uh, fermierilor, însă și consumatorilor, pentru că în platou avem invitați uh, doi oameni frumoși, doi oameni uh, din aia care, despre care zic eu că Țin România asta în picioare. Însă mai avem, cum vă spuneam, un pas. Haideți să trecem și de pasosa și începem discuția. La București a avut loc o nouă ediție a convenției Fermierilor Danone, o adevărată sărbătoare a marii familii care, sub acest brand, își consolidează poziția de lider național al pieței iaurturilor din România. La eveniment au participat numeroși invitați străini, reprezentanții companiei, fermieri, furnizori de lapte, materie primă. În cuvântul său de deschidere, Paolo Maria Tafuri, manager general, a subliniat că investiția din România reprezintă o prioritate. Danone România, producând pentru consumatorii din țară și din estul Europei, iaurturi de cea mai bună calitate, din lapte provenit majoritar de la fermele partenere din România. La rândul său, Natalia Gelstein, Market Director România și Bulgaria, a evidențiat nivelul excepțional al dotării tehnologice din fabrica Danone de la București, creșterea accentuată a afacerilor pe toate segmentele, precum și faptul că majoritatea laptelui, materie primă, provine de la fermieri din țară. În prezent, Danone România procesează anual peste 60 de milioane de litri de lapte colectat de la fermierii parteneri autohtoni, în cei 19 ani de activitate în România, Danone a investit peste 350 de milioane de lei în modernizarea sistemului local de producție, în programă de susținere a fermierilor români și în producția locală de lapte, precum și pentru dezvoltarea de proiecte educaționale dedicate nutriției. Mulțumim Danone, mulțumim serviciului comercial al agenției Infogrup care și-a făcut datoria pe deplin. Așadar, să vă prezint invitații acestei ediții din această seară. Primul dintre dânsi, iau în ordine alfabetică, domnul Claudiu David Soiu, director general al firmei Agroindaf Afumați. Bine ați venit! Bună seara! Al doilea, domnul Mihai Petcu, domnul profesor Mihai Petcu, proprietar al fermei uh, uh, industrial a Pantelimon. Bine ați venit, domnule Petcu! Bună seara, dumneavoastră! Uh, cum vă spuneam... Sunt doi dintre oamenii frumoși care țin România încă în picioare. I-am invitat în această ediție pentru a face o trecere în revistă a primei jumătăți de an pe sectorul de producție primară a laptelui. Domnule Petcu, dați-mi voie să încep. O iau în ordine mă rog alfabetică, frumos. așa că la școală. Fără niciun fel de probleme. Domnule David Zoiu, ce se mai întâmplă pe la Agroindafa Fumați? Cum au mers treburile? Putem să spunem că pălinea de producție de lapte a mers destul de bine. Societatea noastră are în portofoliu, cum ar fi, o mie și ceva de hectare de teren pe care cultivăm furaje și un efectiv total de o mie de vaci, cu tineret, cu tot. Să zicem că producția de lapte a fost bună în anul ăsta. Ne-am ținut linia de plutire. Problema va fi pentru anul viitor, că noi acum pregătim producția, pregătim furajele pentru anul viitor. Consider că din toți anii care i-am petrecut în agricultură, ăsta a fost unul din cei mai slabi ani. Am avut foarte multe probleme în pregătirea furajelor. Începem cu orzul care n-a fost. Suficient de bun. Am avut grindin, am avut secetă, am avut ploi, n-am putut să recoltăm. Știu că dumneavoastră la un moment dat voia să, să, să faceți și un FNC. Uh, Ați terminat acea investiție? Funcționează? Nu FNC facem un FNC. FNC avem totuși investiția. Lucrăm la un graj de nou, la, cu o capacitate de 400 de capete. Încercăm să mărim. Uh, producția de lapte. Doamne probabil. ajută. Dar până să bă, bă, intrăm așa în detalii cu, cu problemele, anul trecut cum l ați terminat? Păi anul trecut l-a terminat cu profit, că de 20 de ani de când sau eu știu de când ne-am privat de privatizat de vreo 15 ani, dăm profit în fiecare an. Bravo. Noi suntem de fapt nu numai eu dau profit. În general, toate firmele românești în agricultură dau profit. Mai puțin profit dau firme străine care lucrează în agricultura noastră. Dar noi, agricultorii români, cred că nu există firmă ca să nu dea profit. Ceilalți care vin în afară fac profit mai puțin. De ce? Nu știu. Doamne Eu Probabil că anapul. nu știu ei specificul. Sau poate că nu-i rap de pământul să prea bine. Ce spuneți, domnul Petcu? Eu... Uh... Sunt în al 53-lea an de activitate ca lucrător, întâi ca medic veterinar, după aceea ca fermier într-o fermă de vaci. Ca agricultor ca agricultor. Și dacă cu puneți diplomă, și facultate, aveți aproape. Cu diplomă am <laughs> și râd, râd prezentându-mă. Păi nu, ceaba toată lumea vă spune, domn profesor. Așa. Eu râd prezentându-mă că sunt un taur cu destin să produc viței și lapte dintr-un secol. Jumătate am făcut o zi de zi. Sunt născut în zodia taurului. De asta mi-am permis să fac gluma aceasta. În, toată această perioadă n-am avut nicio surpriză ca în acest an, în sensul că culturile de toamnă au suferit, nici n-au răsărit cum trebuie, nici n-au crescut cum trebuie, producțiile n-au fost... Eu să fiu cinse, sincer, eu nu arunc îngrășăminte neștire pe pământ, că ăsta are și el o limită. Și mi-au aminte din tinerețea mea că o țară vecină, Ucraina, folosind îngășările chimice în exces, au distrus pământul, care este viu. E o o ființă. Păi dacă ne uităm în istoria, așa... Mi-aduc aminte în Statele Unite, în anii 20, că și-au făcut praf terenul. Da, da. Nici o lege românească de... nu pune limita niciunuia. Da. care a cumpărat... Și por... în Franța, dacă mă uit a, a cumpărat pământul roșuși, cu un milion de lei, a cumpărat mii de hectare și își permite să-l... Să usuce în 5 ani să ia milioanele și să plece. Că dragostea de țară e dragostea de țară. Dar, Așa, dar... apropo de străinii de care aminteam cu domnul David Soi. Nu discutăm. Lumea zice că Domnule, suntem noi ăștia, mai, eu mai în vârstă, care am ideea asta. Dar de ce alții nu vând? De ce unii vecini Pun 5 uh, ani de pușcărie dacă vând străinilor un hectar de pământ. Și cu asta am încheiat subiectul ăsta. Dar, dar cum, cu, cum a mers activitatea la agroindustria? Activitatea, la exceptând culturile care uh, nu ne-au ajutat deloc în acest an, în sensul că, uh, v-am spus, culturile de toamnă, urzul, grâul, uh, n-au fost grozave. Porumbul n-a răsărit cum trebuie din cauza lipsei de, de apă. După aceea, când am tăiat 80 de hectare de lucen, a venit o săptămână de ploi și s-a compromis, borceagul la fel și așa mai departe, paie de la fel. Dar, v-am spus, jumătatea asta de secol de experiență mă va ajuta să supraviețuiesc, pentru că în jurul București au fost 40 de ferme de IAS și CAP, domnul Davițoiu nu mai face parte că s-a mutat mai departe de București. <laughs> Și am rămas numai eu. Deci, nu o să e, ezit, nu -o, o să rezist, mai ales că e, fac e, o notă discordantă în educația acestui popor. În sensul mai că, precis. mai precis, poporul ăsta îi miroase foarte mult orice fermă, indiferent de profil, pe când în Elveția, Austria, Germania, lângă un ultramodern hotel, unul duce dimineața o balegă, unde pe 3000 de metri au și vaci și port, și hotel și restaurant și, și așa mai departe. Deci noi avem un specific. Eu supraviețuiesc greu, deși am plantat pe banii mei două hectare de uh, pădure în zonă, supraviețuiesc greu... Uh, unor construcții apărute ca ciupercile și unor oameni care nu respectă munca altora. Deci E și o obligație, însă aș îndrăzni să spun că e o formă de respect față de pământul ăla. Plantarea acelor pomi v-a ajutat terenul? A simțit, a simțit un, un, am a, un beneficiu? Am plantat de la niște firmele auto, mi-au dat banii și am făcut-o conștient că ajut mediu. Am plantat în jurul fermei. Și am avut o mutare cu familia, băiatul, fata și ginerele foarte bună, în sensul că am făcut o anexă fermă animalelor, unde vin mii de vizitatori și unde sunt fascinați văzând animale, pentru că ei nu mai au contact cu ele și și părinții confundă bivolița cu hipopotamul și așa mai departe. Sunt fascinați de ferma animalelor, dar de fermă nu sunt fascinați. Și de <laughs> am fermă sunt că am făcut o, o fabricuță unde producem iaurt, sana, lapte pasteurizat, smântână, brânză. Cum merg vânzările? Be, vânzările mi foarte bine, că eu nu am forță economică. N-am investit niciodată în îngrășăminte foarte multe ca să influențez într-un fel și compoziția furajelor și a care, vrei nu vrei, prin lanț să duc mai departe în produse. Eu produc de bun simț și sunt foarte gustoase. Vă propun să rămânem în partea asta a lucrurilor bune, pentru că o să avem timp în partea a doua să vorbim și despre nenorociri. Înainte de emisiune vorbeam cu dumneavoastră, domnule David Soiu, și îmi despre porțile pe care le deschideți și asemenea domnului Petcu, celor care vor să învețe meserie la dumneavoastră, la dumneavoastră în fermă. ce îmi puteți spune despre lucrul ăsta? Pentru că la domnul Davisoi, un fermă la Agroindaf, afumație, Vin studenți. Vin elevi care vor să se specializeze, se desfășoară de diferite proiecte de cercetare sau pre-studii da. care vor fi finanțate ulterior. Ce ne puteți spune oamenilor despre asta? Avem ăsta? contract cu facultatea, cu ASEU București, care vin cu studenții să vadă ferma zootehnică. Avem contract cu Facultatea de Medicină Veterinară din București, care vin cu studenții și ne face plăcere să-i primim, ne face plăcere să le arătăm ce avem, ne face plăcere să îi îndrumăm, poate ușor, ușor, vor veni absolvenții facultăților de medicină veterinară, de agronomie, de ASE, să vină și spre agricultură. Că dacă vrem să angajăm un medic veterinar sau un inginer agronom, greu îl găsim. Avem contract cu Asociația Fermierilor, care face și instruirea de mecanizatori, instruire de muncitori zooteniști și așa mai departe, care vin în cadrul unității și îi primim cu drag, dar la final nu avem finalitate. Mulți care termină facultatea și mulți care termină cursurile nu mai vin în producție. Fug de producție. De ce li se pare greu așa producția? Poate noi ne-am ne -am învățat. Noi ăștia mai în vârstă ne-am învățat cu producția, ne-am învățat cu timpul suplimentar cu greu. pe care să ne sculăm dimineața la Și 5. cred că mai ales ne-am învățat cu toții și dumneavoastră în primul rând cu faptul că fiecare colț de pâine se obține prin muncă. Nu... Să muncim zi lumină. Știți cum munca în zootehnie și în agricultură, dar în special în zootehnie, e ca minerit, e ca, sau e ca la un spital de urgență. La noi nu trebuie să avem nicio defecțiune, să nu se defecteze curentul electric, să nu se defecteze apa, să nu se defecteze transportul de ejecțiilor, să nu se defecteze stația de mulți. În permanență trebuie să lucrăm zi și noapte. Ca toate să meargă ca pe roate, ca la spitalul de urgență, unde acolo nu e întrerupere. Agroindustria la pantelimon. E o industrie care trebuie o, să funcționeze. O maximă spune să hrănim bine animalul ca să hrănim bine omul. Eu, din mare respect pentru meseria asta de medic veterinar, care este extraordinar de complexă, mai ales în domeniul căștivacilor cu lapte. Imaginați-vă că am intrat la 22 de ani și o zi pe poarta fermei. Trebuie să fii manager, să fii nutriționist, că fiecare categorie de animal se hrănește altfel. Trebuie să fii obstetrician, ginecolog, internist, chirurg, parazitolog și așa mai departe. Deci este o treabă extraordinar de grea profesional. Este extraordinar de grea ca timp pentru că eu, în obicei, majoritatea vaci, probabil că fi mai multe din niște fată noaptea. Ai foarte mari dezavantaj că lucrezi de dimineață până seara. Eu am lăsat o poartă deschisă facultăților din București și vin, susțin și examene, văd și vaci, vin să vadă vaci la unele materii care impuneau alte operațiuni, exemplu o disecție pe animal și așa mai departe, că nu mai au condiții. Am foarte mulți tineri care învață, dar ultimii doi care i-am angajat, unul e în Polonia, s-a căsătorit acolo și unul a plecat la altă fermă. Noi ne-am întâlnit o străi la, bă, acum ceva timp, la Convenția fermierilor Danone. Da. Dumneavoastră ați luat cuvântul și îi deplângeați situația, situația specialiștilor, tinerilor specialiști. La fel ca domnul David Soiu, faptul că n-ai de unde să chem lume la. Băi, muncă. Vedeți, dumneavoastră. Nu de plânge în situația lor. O deplângem a noastră? Da, da, dumneavoastră e drept. Vedeți, Revoluția a, a adus multe schimbări, unele bune, unele rele, în domeniul nostru. A adus-o curiozitate enormă aceea de a introduce șase ani la Facultatea de Medicină Veterinară. Deci eu nu mă consider, deși am trăit foarte repede, pentru că știam cu ce să mănâncă creștea, la uh, cinci ani n-am avut niciun rateu. Dovadă că am primit meritul agricol de la uh, domnul Ceaușescu la 30 de ani și în file din istoria Bucureștiului se scrie domnul general Teanu despre ferma Pantrinului, care a fost patru ani la rând în vremea cum nu știu, prima pe țară, dar au făcut anul șase și materia. Și atunci, haideți să subliniem un <coughs> lucru, haideți să subliniem pentru cei mai tineri dintre dumneavoastră atunci se muncea și se făcea producție ca lumea și dacă o zbârceai, te păștea pușcăria în două secunde. Dacă s-a dat meritul ăsta agricol, nu s-a dat din alte motive decât pe muncă. pe muncă. Eu nu eram membru de partid comunist din cauza unei probleme a tatălui meu, dar aveam progroază, groază. Ne chema, deci erau 13 ferme, de, era treaba organizată. Acum, la Revoluție am distrut tot în materie de organizare a vacilor. am fost la domnul, la domnul David și îmi povestea pe vremea când s-a introdus Holstein în România, ce nebunie era și câte rapoarte câteodată și bă, și Nu, dar fermele de elită ne chemau o dată pe lună și trebuia să răspunzi la foc automat câte vaci ai, câți viții ai făcut, ce procent natalitate la vaci, cât material seminal ai folosit pe vacă. Mortalități. Pe da, mortalități. Câte sfeclă ai făcut la hectar, cât gunoi de graj de 100 de tone ai dat la hectar ca să faci sfeclă tot atât de mult Că. și așa mai departe. Și revin la, la facultate. Au făcut anul 6 câini, pisici și papagali predominante clinicile. În fine. Haide să vorbim de la face. Acum n-am ce facem, ce scuze domnilor, publicitate și ne întoarcem la discuții. Această emisiune a fost oferită de Carrefour.